S-au dus cei 2000 de ani și mulți din frați s-au dus și ei. Și iată-ne că noi urmașii ajunsam în mileniul 3. S-au dus acele 2 zile pe care le-a vestit Iisus și a mai rămas doar ziua a treia să se împlinească tot ce a spus. Așa a spus Iisus odată când era în trupul omenesc: eu am de lucru azi și mâine, însă a treia zi sosesc. Deci 2 zile pentru el sunt 2000, un timp vestit. Și acum, mileniul acesta 3, ne apropie de un sfârșit. Noi putem crede ce om vrea, dar timpul Domnul stăpânește și Duhul Sfânt celor ce-L-au, aceasta astăzi prevestește. Se apropie clipa finală, lucrarea este spre sfârșit, iar locul pentru o altă viață Iisus deja l-a pregătit. Eu n-am ce să vă spun acum decât ce am primit de sus. Și conținutul e acesta: iubiții mei, vine Iisus! Voi, frații mei, striviți de cruce, purtați mereu din val în val corabia vieții noastre, se apropie de acum de mal, ne apropiem de acum de țărmul, ce mulți din noi l-am așteptat, ne apropiem de veșnicia celui ce ne-a răscumpărat. Ne apropiem, Duhul anunță pe toți acei ce privechează, simțim cum sfinții de prin vremuri se adună, se încolonează, simțim cum Duhul Sfânt trimisul își pregătește porumbița ca în ziua când va începe nunta să-i poată împlini dorința. S-a dat deja de mult semnalul intrării în mileniul 3. Încep surprizele să apară și în colonarea, dragii mei, chiar dacă vine întâi durerea, chiar dacă vine întâi amarul, chiar dacă vine întâi Golgota și trebuie urcat calvarul, chiar dacă vin și o să vină, ele acum se pregătesc. Și într-o zi s-a dat semnalul și toate rând pe rând pornesc. O să apară anticristul și alte ordini mondiale, se instalează semnul fiarei și toate ne vor sta în cale. Satan va căuta să curme nădejdea sfinților curând și va începe vijelia și vom intra și noi la rând. Nu vor fi numai zile bune, nu aici e noul paradis, căci la sfârșitul cărții sfinte există un apocalips și nu e pus acolo în carte așa ca noi să locolim. El spune cum va fi sfârșitul și cum astăzi să ne pregătim. Dacă suntem azi aici, iubiții mei, e un mare har. Hai să ne întărim în Domnul, că vin zile de amar. Hai să ne umplem astăzi vasul cu undelemnul sfânt de sus. Și dacă o fi să vină noaptea, să fim lumini pentru Iisus. Să fim fecioare ce veghează, să fim mireasa care așteaptă și în așteptare priveghează. Că atât ne-a mai rămas din noapte pentru acei ce sunt mireasă. Să vină cel ce a spus că vine și să ne ducă el acasă. Că nu-i ușoară așteptarea când nopțile se tot lungesc și atât tâlhari, dușmani de sânge, de jefuit se pregătesc. O, nu-i ușoară așteptarea
și pribegia pe pământ și nici nu am avea izbândă de n-am avea pe Duhul Sfânt. De n-ar fi El ca să aprindă a dragostei valori în noi, de n-ar fi El mireasmă sfântă ce dă puteri la lucrători, de n-ar fi El să ne hrănească cu alimentul sfânt de sus, nu aș avea nici eu, nici alții, nimica consistent de spus. Dar slavă lui Iisus, mărire și slavă Duhului cel Sfânt, căci El este tăria noastră și mană sfântă pe pământ. Amin.